Hai, normal, băieții, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal, băieții. Un episod din seara asta preferată de Sam, rpg.băniuțăhut.ro. Primul video de pe server oficial deschis, 507 playeri. Aveți IP-ul, DNS-ul, panel form și toate astea în descriere. Băieții, voiam să vă mulțumesc enorm pentru tot ce s-a întâmplat aseară. Deschiderea a fost absolut genială, live-ul a fost genial și el am strâns 1600 aproape pe live. Un record pe care nu o să-l batem. Nu știu dacă o să mai bate vreodată, asta rămâne de văzut, e în funcție de mine și în funcție de voi și vreau să vă mulțumesc enorm. Și uitați, dacă vreți să continuăm seria asta de Sam, hai să-l punem butonul de like, facem și mâine un live, am făcut și astăzi live și facem și diseară un live, cred. În momentul de față nu e serverul full pentru că am întâmpinat ceva probleme și mi-asum treaba asta și am dat niște restarturi, am dat un restart la Payday ca să scoatem niște probleme pentru ce ajută la optimizare, setvurduc0, și am mai dat un restart în 13 minute mai apoi deoarece trebuia să facem, să rezolvăm o problemă. Bă, trollerii ăștia, frustrații ăștia, trebuie să le facem ceva. Cu anticit au fost câteva probleme, le-am rezolvat, trebuie să mai facem ceva la anticit. Să fiu sincer, acum recunosc, m-am grăbit puțin cu deschiderea. Dacă mai așteptam vreo săptămână ceva de genul ăsta, să mai lucrăm puțin la anticit, era perfect. Dar e ok și așa, rent bike, ia. Aoleu, nu le place BMX-ul? Bun, hai să vă explic cum era. Deci, dacă aveai mașina încuiată atât la job cât și la rent, când coborai, nu mergea să urci pe ea, înțelegeți? Și nu era bug de la game mode, nu știu, nu s-a încărcat ceva, așa că a trebuit să dăm doar un restart și atât. Nu mergea nici o desuit de afară, dar acum merge, e totul perfect. Vă aștept pe server, 513, văd că playerii cresc înapoi. Cred că când o să se strângă înapoi o să le dăm și un mic bonus, pentru că meritați un bonus, am dat prea multe restarturi. Ceea ce m-a făcut pe mine, nu știu ce, cum să zic, dacă am fost dezamăgit sau nu. Dar să știți, chiar așa, puțin am fost dezamăgit, este că am avut serverul în beta, am avut testări și nu s-au putut găsi bugurile pentru a fi testate. Voi mai mult vă plimbați, stați în facțiuni, testați event și de astea, cui dracu-i pasă, trebuia să testăm toate joburile noi, nu să ce faci, filmezi. Bun, hai să facem niște reporturi, băieți. Spec 227, să facem ceva în timpul ăsta. Mamă, 227 unde este? Ce este? Am început să ador să fac reporturi, mi-a venit un chef mar fără de tot de Sam. Că băiatul, salut, salutare. Bă, că nu răspunde. Am mai dat niște pupuri așa puține, bun, și o să mai dau. Panelul încă sunt mici probleme, trebuie să le rezolvăm. Așa este la început, trebuie să vă dați seama și voi. Îmi pot duce la spawn sau la track, desigur frate, goto, job. Să selectăm tracker, 227 avea, da. Get here, 227. Cele mai multe ore jucate le puteți vedea pe panel cine le are, are undeva la 13 ore, ceea ce e super tare. Bă, era astăzi, a stat astăzi, ieri, de la 8 de la deschidere, a stat omul până la 11 dimineața și a făcut reporturi. Jos pălăria pentru era, frate. Staff, parcă așa vedeam, da, uite, admins. Sunt foarte puțini admin, trebuie să mai alegem admin, așa că băgați repede power ore și fiți activi și fiți serioși și o să aveți foarte mare șansă să luați helper și mai apoi admin. Deci era, s-a culcat, frate, că pentru că nu mai putea, la 12 a ieșit. 1000 de reporturi a făcut omul ăsta, eu, ia, mai raport câte aveam eu? Eu abia 241, eu mai mult am răspuns la tichete, pe panou și de astea, report. Hai să mai facem niște reporturi. Spec zice că 502 e cheater, hai să vedem. Bun. Nu știu dacă... Aoleu, ban 502-0 troll. Te-ai dus, frate meu. Bă, să știți că eu uneori chiar nu filmez dovezile, deci chiar nu le fucking filmez. Și vă zic și de ce. Nu am niciun motiv pentru care să vă banez aiurea, fraților. Riporție, un troll la spawn. Goto spawn. Mi-am pus și un wall hack, dar nu funcționează foarte bine. Ar trebui să iau un troll hack de la... Un troll hack, auzi, un wall hack de la... Era, pentru că are el un wall foarte bun. Stăm aici, poate ginim pe cineva cu trollul. Este blocat, spec 90. A murit. Bă, că nu mai este blocat, ok. Bun. Deci, și eu m-am culcat la 4 aseară, am făcut și eu niște reporturi, dar efectiv nu mai puteam. M-am culcat instant, frate, am adormit instant. Și, bă, deci, dormeam eu frumos acolo. Nu cred că am visat nimic, aveam somn de la adânc în care nu visez nimic. Dormeam ca un buștean, ca un bolovan ce sunt. Și, bă, sună telefonul pe la 10, bă, mi-am dat seama că e destul de dimineață, eu am zis să mă trezesc pe undeva, pe la 1, 2, sună telefonul la 10, văd acolo, Scriptor Nab,
că i-am dat numărul lui Eddie. Și face: Radu, intră, vino repede la calculator că a spart serverul, s-a spart panelul. Când am auzit, nici la sala discuții, m-am sculat din pat, direct la calculator m-am dus, frate, am vrut să văd ce și cum. Azi că vino repede și am zis că, bă, tu mă minți. Mi-am dat seama că mă minte așa când m-am ridicat spre calculator. Și zis că, bă, nu te vino repede, am verificat și a zis că, bă, onere, ia treci la reporter că era făcut toată noaptea reporter și serverul e plin. Și într-adevăr, băieții, la ora aia era serverul fucking plin. Și este 50, uite că, bă, că tot creșteți. Și, bă, nu știu, parcă mi-a crescut așa inima mine. Mi-am dat seama că m-a prencuit fraierul ăla de scripter. Și Edison Tuț, căutați-l pe YouTube, are un canal de YouTube. Hai să mai facem niște reporteri. Văd că încă se creează conturi. Sper să nu creeze pentru spec 203. E greșit serverul, băiatul meu, ban 203.0 cheats are. Ușor potolește-te că nu e chiar așa. Bun. Nu știu dacă are vreo relevanță să intrați cu cheat-uri și așa mai departe. Unii lows, uite ce bagă băieții mei, trac. Hai să vedem check. Nu, nu o să-i dau check, că poate vă arăt ceva ce n-ar trebui în check. Cred că cei mai mulți bani, cred că are cineva undeva la 10-15 milioane. Nu, mai mult, 15-20 cred. S-au făcut și niște bani. Am banat mulți jucători care au folosit cheat-uri de alea nasoale, cum ar fi fishbot și chestii de genul. Nu vă dau idei, pentru că dăm spec random și vedem cu wallhack-ul și ne dăm seama că au. Stați, eu am 14 milioane, băieții, 14 fucking milioane, dacă vă zic cum, nu mă credeți. 580 că ăștia sunt banii doar din job, ce am mai făcut eu job și ce am mai făcut bonusuri și așa mai departe, iar restul sunt bani din referal, deci vedeți cât de mult contează referalii, niciun fucking ban nu mi-am dat, mi-am dat doar level 3, dar totuși am multe repuri de la, câte repuri am, 59 de la referali. Bun, ce să mai facem, hai să mai facem niște reporturi, uite, vedeți, 62 de K și un repun, reports, referal 1, dacă vreți să intrați, vă așteaptă fratele. Trageți acum tare la început și aveți șanse la helper, la admin, la helper și la leader, nu la admin, la admin mai departe. L-a reportat pe 492, nu? Hai să vedem, 492, ce citai, frate meu? Sincer să fiu, știți că mereu am fost transparent cu voi, când am mai prins pe unul cu autoclicker sau când am mai prins pe unul că făcea bug-uri de la decaz prin hartă și faci ore sau ceva de genul ăsta, n-am fost bun, nu v-am dat ban, am dat spawn, i-am dat silent kick și am zis că next ai ban. Nu vreau să fiu foarte rău cu voi, pentru că nu știți că eu la vremea mea am fost citar și încă voi fi și sunt și de-astea. Și de-aia nu vreau să vă banez permanent. Ce nu agrez eu este trollhack-ul. Eu mereu când am jucat, bă, ăsta nu face nimic, frate. Ah, știți ce are ăsta? Are autoclicker din V4. E root recording și a registrat ruta. Bă, ești? S-a oprit că s-a pus AFK, vezi? I-a dat mesaj de la că m-a luat Narda la TV sau ceva de genul ăsta, da. Ăsta e autoclicker. Ia să-i dau eu S-kick. Ce vreme îmi pleacă de aici. Ăsta e mesaj automat, bă. Cum se numește SV? A venit la calculator. Era root recording, nu știu dacă ați văzut. Dacă răspunde, vreau să văd ce răspunde. A detectat culoarea roșie, de-aia a răspuns. Roșie sau galbenă. Vedeți, nu răspunde. Să-i dau bani. Check pase 92. Câte ore jucate ai? Oh, check pase 92. Are 0.52 bani, are 40 de K. Da, ăsta a fost clar cheat. Să-i dau bani, să nu-i dau bani. Bă, n-are multe de pierdut. Are doar 0.52 ore pe care le-ai făcut acum, cred. Hai să-i dau bani. 4.92 1 auto clicker. Băieți, să evitați cheat-urile de genul, pentru că fratele vostru uneori mai dă spec, mai dau spec 171 troller. Eu când văd troll, când văd cuvântul ăsta troll, mie mi-a ochii razna. Ești nebun? Cred că mai face reportul ăsta și după aia închidem. V-am zis, uite că aproape s-a făcut full serverul. A zis să umplem. What? A zis să mai luăm am murit. Lupul ăsta 71 kills. Rizăm 49 e arma, nu știu exact care e arma 49, cred că e pumnul. Spec 51, slap 51. Gata, boss. Unfreeze 51, da, am primit și un mesaj pe Slack. Băieți, mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. Noi ne vedem pe server. Spune, frate, te rog. IP-ul v-am zis, DNS-ul și toate celelalte le aveți în descriere. Tot respectul pentru voi, mi-ați făcut ieri una dintre cele mai frumoase zile din viața mea.
Încă 12 playlist se face iar full. Vă promitem că încercăm să nu mai dăm restarturi, încercăm să rezolvăm cât mai mult, pentru că ne-am luat server de teste, server beta. Și dacă s-ar putea muta un admin pe o comunitate mare, ia ideea admin. Dacă va fi activ, desigur. Nu mă interesează că a fost admin sau nu mă interesează trecutul de pe alte servere. Pe mine mă interesează activitatea voastră, frate, și cât de frumos vorbiți, cât de frați sunteți cu ceilalți. Nu cred că mă crezi. Bă, na, acum ce să cred? Nu știu. Poți să-mi zici că ești, nu știu cine să zic, poți să-mi zici că ești Ned Novi sau nu știu, oricine vrei tu. În fine, băieți, mulțumesc foarte frumos pentru atenția acordată. Eu am fost Radu, vă așteaptă fratele pe server ban54220 cheats. Bă, fratele, cred că am zis de 10.000 de ori. Pa!